Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Începem astăzi sezonul 3 al emisiunii Vizual, magazinul dumneavoastră de arte vizuale și mult mai mult decât atât, de pe TVR3 și TVRplus.ro. Suntem și în continuare aici, la Verso Cărturești, spațiu multidisciplinar, atât de ofertant și pentru filmarea interviurilor și a prezentărilor, dar și pentru momentele de respiro, când schimbăm lumina sau cravata și ne putem pierde într-o carte sau într-un album. Suntem atenți în fiecare sâmbătă la ora 22. Rețineți așadar schimbarea de program. Suntem la două zile distanță de cea mai importantă dată a artelor vizuale în 2020. Pe 6 aprilie, lumea întreagă îi face o reverență celui mai discutat, celui mai controversat, celui mai fermecător, dar și celui mai neînțeles pictor al renașterii înalte. 6 aprilie 1483, 6 aprilie 1520. Sunt 500 de ani de când Raffaello Sanzio, Rafael, este legendă. Una dintre cele mai frumoase. Quello che ha prodotto ha segnato oltre 300 anni di pittura. In realtà Raffaello è un gigante che ha raggiunto, forse veramente più di Michelangelo e anche di Leonardo, una capacità di esprimere e di raccontare chi siamo noi più di qualsiasi altro. Mi spiego meglio. Raffaello ha assorbito dai maestri del suo tempo, prima da Perugino, poi da Leonardo, poi da Michelangelo, il loro stile, il loro modo di raccontare le emozioni, di costruire lo spazio. Ha assorbito, ha preso e ha rimescolato creando un suo stile che è un po', potremmo veramente dire, la perfezione di tutti questi altri stili. Quando si vedono i ritratti che Raffaello ha dipinto, per esempio la Fornarina, si percepisce la carne. Quando si raggiunge una tale capacità di raccontare l'uomo e la donna in carne ed ossa, ogni artista non può prescindere da riferirsi a Raffaello. Allora, è vero che Picasso è andato contro Raffaello, ha cercato di rompere la perfezione e la grazia di Raffaello, ma l'ha prima studiato. Cioè, nessun artista può diventare un rivoluzionario senza prima aver studiato la perfezione e la grazia di Raffaello. È un po' questa maledizione della perfezione che ha fatto allontanare tantissimi da Raffaello, se pensiamo a questo eterno argomento della Madonna raffaellesca, vista come una cima di perfezione, di bellezza, di fascino. La pittura di cosa è fatta, Marius? La pittura è fatta di segni. I segni sono quelli che tu fai col pennello. Con questo pennello tu puoi costruire un paesaggio o un'architettura, un corpo, un volto. Allora, Raffaello è riuscito a trovare il perfetto equilibrio, perché quando si parla della perfezione di Raffaello, cos'è la perfezione di Raffaello? È l'armonia di tutte le parti. Allora, le Madonne di Raffaello, quelle che lui comincia a dipingere dopo aver incontrato Leonardo. Sì, quelle dal periodo fiorentino. La Madonna del Cardellino, la Madonna del Belvedere, dal periodo fiorentino in poi. La Belle Jardinière. Quelle sono Madonne in cui c'è una perfetta costruzione geometrica, la piramide, perfettamente inserite nel paesaggio, una luce che è una luce confortante, che non ha nessun tipo di inquietudine, ed è quindi esattamente quello che noi ci aspettiamo che sia la rappresentazione del divino. Lui rappresenta anche un esempio spettacolare di evoluzione artistica, perché se pensiamo alle Madonne del periodo fiorentino, parliamo dello stesso artista che ha fatto la Perla, lo Spasimo di Sicilia e la Trasfigurazione, l'ultimo capolavoro. Allora sono così grandi i contrasti, sembra così grande questo cammino fra una dimensione e l'altra, che è un po' inspiegabile. Io
ho scritto appunto proprio in queste ultime settimane per la grande mostra che è in corso a Roma, un libro che è dedicato soltanto ai ritratti che Raffaello ha realizzato, e sono circa 30, perché siccome di Raffaello noi abbiamo pochissimi documenti scritti da lui o direttamente riferiti a lui, allora ho raccontato Raffaello attraverso i personaggi che lui ha dipinto. E quello che si capisce guardando questi ritratti è che Raffaello aveva la capacità di vedere chi aveva di fronte, di capire il suo animo, le sue esigenze, i suoi sentimenti più profondi, e non tanto tirarli fuori nel ritratto, ma fare un ritratto che potesse soddisfare e anche in qualche modo curare tutte le malattie, i crucci, i problemi che il soggetto aveva, no? Era veramente un uomo di una grandissima sensibilità e utilizzava l'arte come strumento di relazione. Ora, l'evoluzione del suo linguaggio, sempre più controverso, drammatico in alcuni lati, è legata al fatto che Raffaello ha presentito quello che stava accadendo in Europa. Considera che la riforma protestante è di quegli anni lì, sì, no? E allora Raffaello interviene capendo che i cattolici debbano essere in qualche modo tenuti insieme attraverso le emozioni forti. Costantino Dorazio face parte din noua generație de istorici de artă. Are 45 de ani și o decontractare care îl face imediat agreabil. Aceeași degajare, însă bazată pe profunde cunoștințe de specialitate, se simte și în cărțile pe care le-a scris, dintre care două îi sunt dedicate lui Raffael. Raffael Necunoscut, în curs de traducere și în limba română la editura Corint, și Raffael Tânărul de Poveste, un volum lansat acum câteva zile în Italia, cu ocazia celei mai ambițioase retrospective dedicate genialului artist al Renașterii, în desfășurare în această perioadă la Roma, la Scuderie del Quirinal. Fra i grandi tre artisti del Rinascimento, cioè Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Raffaello al grande pubblico forse è quello meno conosciuto. Se dovessi scegliere qualche capolavoro di Raffaello per spiegare la grandezza e l'unicità di Raffaello, cosa sceglierei? Noi, esseri umani, non siamo abituati ad affrontare, non voglio dire la perfezione, ma il successo. Sì. Allora, Michelangelo era misantropo, era un carattere difficile, era un uomo veramente, riusciva ad essere veramente antipatico, era vendicativo, quindi aveva un suo lato oscuro. Leonardo, lo stesso, era un uomo che non aveva pazienza, pensava ai suoi sogni assurdi, non riusciva a realizzarli. Cioè, sono persone che hanno un lato umano molto fragile, oltre ad essere dei grandi geni. Caravaggio, la stessa cosa. Van Gogh, no? Cioè, i grandi artisti popolari oggi sono quelli che hanno una fragilità che in realtà il loro lavoro artistico riesce a superare. Okay, vedi? Ha fatto il Giudizio Universale, però era uno che non sapeva, no, avere un rapporto con una donna, sì, perché sì. Erano. Raffaello no. Raffaello sa fare delle opere meravigliose, è amico dei cardinali, dei papi, era ricchissimo, sì. Quindi è un successo talmente, come dire, totale, che a noi ci crea dei problemi. Sì. Cioè, quasi quasi ci fa antipatia. Era bello, no? Cioè, donne erano tutte... Però, io insisto sempre, perché questa cosa si sa poco, cioè tu la sai, ma magari il grande pubblico non la sa, Raffaello muore perché ha vissuto 3 giorni di folle amore, così lo descrive Vasari, torna a casa con la febbre, gli fanno dei salassi perché il modo in cui curavano all'epoca era estrarre il sangue per rimettere in equilibrio gli umori interiori. Certo. E questi salassi pare che fossero anche inutili, e so, quindi muore praticamente esangue, ma per amore, perché aveva questa passione irrefrenabile, chissà con chi è andato, chissà cosa, quali pochi controlli ha fatto in quel momento. Quindi anche lui aveva in fondo questa... come dire, era dipendente dall'amore, no? Aveva questa dipendenza dalla passione, che secondo me potrebbe renderlo molto più vicino, insomma, a noi. Detto questo, io partirei proprio da qui
per raccontarlo ai ragazzi, perché i ragazzi sono molto legati ai social network, sì, ma anche molto romantici, no? Comunque, no? Cercano. Allora io racconterei ai ragazzi proprio Raffaello come un giovane che è sempre stato mosso dalla passione e dall'ambizione. Allora, per esempio, forse la prima opera di cui vi parlerei, Lo sposalizio della Vergine. Perché Lo sposalizio della Vergine è un parricidio, cioè è l'uccisione del padre, è la sfida contro Perugino. Allora, se riesci a metterle, a farle vedere insieme, una accanto all'altra, Lo sposalizio della Vergine di Raffaello è una sfida, un guanto di sfida gettato ai piedi di Perugino, perché Raffaello lo compone nello stesso modo in cui l'aveva composto il suo maestro, ma il suo ha uno spazio molto più coerente e soprattutto i personaggi sono molto più umani. Vi farei vedere il ritratto della Maddalena Strozzi. Uh-huh. Perché? Perché Maddalena Strozzi è brutta. Sì. E Raffaello non l'ha abbellita, non l'ha ingentilita, ma se si guarda ai suoi capelli, uh-huh, i capelli volano per la brezza. Ci sono tutte, alcuni, ci sono diverse ciocche che sfuggono alla sua acconciatura e svolazzano nel cielo. E quindi alleggeriscono questa ragazza, che magari era appesantita, però attraverso questo dettaglio la rendono leggiadra. La scuola di Atene è un labirinto di emozioni, di movimenti, di gesti, in cui però quello che accomuna tutte queste figure è la sete di conoscenza. E chiuderei forse con La Fornarina, perché La Fornarina è veramente la chiusura della sua avventura amorosa. La Fornarina ha la mano sinistra, l'anulare della mano sinistra, ha un anello, sì, nel dito dove ancora noi oggi mettiamo la fede, perché in passato si credeva che esistesse una vena che da, sì, questo dito unisce, sì, direttamente al cuore. Questo anello fino a poco tempo fa non c'era, non si vedeva, uh-huh, era stato cancellato. Raffaello potrebbe aver sposato questa ragazza, le avrebbe dedicato questo ritratto, che quindi non è un ritratto per un committente, sì, ma un ritratto che lui fa per sé e per lei, e matrimonio che però non doveva essere conosciuto da nessuno, un matrimonio segreto, perché in realtà lui era promesso sposo di un'altra donna. Sì, a, no? Maria Bibiena. Esatto, come la, no? famosa sì, nipote di sì, Bernardo Bibiena. E allora anche qui... Però, no? C'è anche il bracciale sul braccio di Fornarina. Quella è una grande furbata, sì, di Raffaello. Non so come traduci furbata in rumeno, ma è una grande furbata. Perché? Perché... quella è la firma dell'artista, sì, no? Cioè, dove metto la mia firma? Su un cartiglio, sì, su un pezzo di pietra? No, la metto su un bracciale. Ma è anche il segnale che indica che questa donna appartiene a Raffaello. Esatto. No? C'è anche il gioiello matrimoniale con lo smeraldo e, esatto, la perla. E il, esatto, sì, assolutamente. Che è tra l'altro un gioiello da signora. Sì. Cioè, non è da ragazza semplice, perché il problema di quel quadro è che questa ragazza è quasi nuda. Le figure, le donne che si facevano dipingere nude erano solo le cortigiane. Le signore, diciamo così, di buona famiglia non si sarebbero mai fatte ritrarre nude. Allora, lei si è fatta ritrarre nuda, ma ha un gioiello matrimoniale da signora, no? Quindi ha una perfetta costruzione di una donna che nasce magari semplice e che Raffaello fa diventare una dea. Posteritatea a spus divin, un calificativ pus prea ușor și adesea luat în derâdere. Dacă stăm însă să ne gândim, apariția lui a fost la fel de deconcertantă la începutul secolului al XVI-lea cum ar fi și astăzi. Rafael a răsărit ca un astru, ca un soare, iar atunci când sunt orbiți de prea multă strălucire, oamenii caută pete în soare. Constantino Dorazio încearcă să explice fascinația, dar și reticența vis-a-vis de autorul Madonei Sixtine, al Stanțelor Vaticane și al portretului lui Baldassar Castiglione. Allora, la mia opera preferita è un ritratto. Sì. Ed è il ritratto di Tommaso Inghirami. Lui era strabico. Sì. Era fortemente strabico all'occhio destro. Allora,
si fa ritrarre da Raffaello. E Raffaello, per in qualche modo ingentilire, rendere più elegante e in qualche modo dare una dignità a questo uomo, lo ritrae nell'unico modo in cui questo strabismo quasi scompare. Cioè è mentre sta scrivendo e raccoglie l'ispirazione, quindi guarda verso l'alto. Un occhio guardava sempre verso l'alto, l'altro lo guarda e quindi in qualche modo entrambi gli occhi puntano in alto e se non guardi con attenzione quasi non ti accorgi che lui è strabico. Allora io mi immagino Tommaso che ricevendo questo ritratto dica: no, ma tu veramente mi hai, come dire, hai curato questo dolore che io ho, di cui in qualche modo soffro da sempre perché non sono felice di essere con Raffaello. Aveva veramente la capacità di tirare fuori il meglio dalle persone che avevano intorno. Per questo era molto amato. Sunt locuri în București cărora li se potrivește la perfecție o vreme bacoviană. Vorbim despre case care păstrează eleganța începuturilor, dar care au adunat în zidurile lor și toată tristețea deceniilor care au urmat. Mai ales în centrul Bucureștiului găsim asemenea exemple și în permanență ne temem ca trecutul lor să nu dispară sub ochii noștri. Din fericire există și case despre care sperăm că vor fi salvate de viitorii proprietari. Astăzi Magdalena Stanciu ne duce și ne arată casa construită la începutul secolului 20 de familia Atanasovici, o rubrică realizată cu sprijinul Artmark Historical Estate. La numărul 39, la extremitatea străzii Batiștei, vila Atanasovici este practic înconjurată de blocuri din vremuri și stiluri diferite. Rămasă în acel colț ca ultim bastion al începutului de secol 20, odată cu ea a supraviețuit și un platan de aceeași vârstă. I-a salvat probabil transformarea clădirii în centru cultural maghiar, ani de zile treptele din spatele, ușilor cu lei fiind urcate de publicul venit la evenimente culturale și ulterior clasificarea în monument istoric, fie el și de clasă B, adică de interes local. Astăzi, ploile și frigul sunt mari dușmani ai clădirii, accentuându-i degradarea. Valoarea casei Atanasovici este dată de arhitectura ei, este construită, odată, proiectul este făcut de arhitectul Dimitrie Maimarolu, un mare arhitect român, fondatorul Societății Arhitecților din România, cu studii la Paris. Familia Atanasovici este o familie importantă în istoria Bucureștiului, în condițiile în care în secolul XIX, un membru al familiei Atanasovici a fost primul medic legist al Bucureștiului și a înființat împreună cu Carol Davila Școala Românească de Medicină. De asemenea, fiul acestuia a fost un avocat important și un senator liberal care în 1897 a cumpărat acest teren, era loc viran. În 1900 a scos autorizația de construire, deci atunci dura cam 3 ani, cam cât durează și acum autorizația de construire. Casa a fost reședința familiei Atanasovici până în perioada comunistă. Ea nu a fost naționalizată niciodată, dar a fost luată în administrare de către stat. Această casă a fost închiriată de către oficialitățile statului român, Primăriei de Galbeni, Patriarhia Bucureștiului, Ministerul de Finanțe, Arhiva Secretă de Filme și ultimul chiriaș a fost Centrul Cultural al Ambasadei Ungare. Stilul specific sfârșitului de secol XIX și început de secol XX era cel importat pe filieră franceză, stilul eclectic, care este regăsit și în acest imobil, în acest caz cu elemente clasicizante, dat de încadramentele și stucaturile fațadei, ale ferestrelor și ușilor. La interior, scara monumentală pe care o vedem din stejar
vitraliile care se păstrează și acum. Și aceste elemente arhitecturale au determinat clasarea ca și monument istoric. Câte vreme se păstrează toate aceste vechi elemente ale casei, ținând cont de poziția și de istoria ei, valoarea vilei Atanasovici rămâne una importantă, cu condiția ca toate acestea să fie recuperate la timp. Arta ceramicii datează din preistorie de acum 10.000 de ani. O întâlnim în toate zonele umanității, fie că vorbim de ustensile, de materiale de construcții, de vase sau de obiecte de decor. Așadar, când vorbim de fapt despre istoria ceramicii, vorbim despre tot atâtea declinări câte civilizații există. Dacă venim în perioada contemporană, galeriile de artă și expozițiile internaționale vizează mai ales legătura dintre ceramică și celelalte zone ale artelor vizuale. Despre această artă a focului, despre meșteșug, despre pasiune și despre dorința de a modela o viață întreagă porțelanul, aflăm de la Gherghina Costea, chiar din atelierul său din București. Andreea Duță. Absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, Gherghina Costea și-a descoperit pasiunea pentru ceramică încă din copilărie. În liceu a urmat cursuri de modelaj în lut, în facultate a lucrat în ceramică, faianță și gresie, ca mai apoi să descopere și să experimenteze lucrul cu porțelanul, care a rămas materialul său preferat. În primul rând m-au atras calitățile lui, gradul de alb și transluciditatea. Și de aici pornesc experimentele. Eu am vrut să-l duc să lucrez extrem de subțire, să fie translucid, că asta e una dintre marele lui calități. Iar asta necesită foarte multă muncă. Pur și simplu modelez pasta sau prepar barbotină din praf. Există un praf și o rețetă anume, se prepară și se toarnă în forme de ipsos. Nu poți să cuantifici timpul cât îți ia lucrul unui obiect. Arderea e clară, deci durează între 8 ore, 9 ore și răcirea cam 24 până la 36 de ore, dacă e foarte încărcat cuptorul. Să faci ceramică necesită să fii dotat tehnologic. În primul rând, cuptorul este obligatoriu. Sursă de inspirație îi este sensibilitatea lumii vegetale. A observat varietatea infinită a detaliilor și formelor și acestea i-au oferit resursele pentru a-și dezvolta individualitatea artistică, susținută printr-un studiu intens și continuu al materialelor și al naturii. Totdeauna m-a fascinat așa vitalitatea sevei, cum cresc plantele. Și am încercat să redau și am studiat creșterea plantelor și la un moment dat, citind inteligența materiei, s-a produs așa un declic și am ținut cont de cum cresc plantele. Deci ele cresc, se mai produce un regres, iar cresc, iar un regres, iar cresc. Atrasă de alb, de lumină, de tăcerea pământului și armonia universală a lucrurilor, încărcată cu răbdare și curiozitate, din mâinile artistei, trecute prin căldura inimii și apoi prin proba focului din cuptor, ies aceste forme cu structuri nebănuite pe care le-am putut admira în tihnă, în atelierul Gherghinei Costea. Și acum sunt curioasă când deschid cuptorul să văd cum iese. Deci să-l duc, îmi place să-l duc la extrem, să fie cât mai subțire, cât mai translucid, dar nu numai pe orizontală, și pe verticală. Din acest dialog și din experimentele cu pământuri necunoscute, au luat ființă creațiile unice din expoziția de impact Terra Incognita și proiectul Grădini Selenare, expoziție ce a avut loc la Muzeul Țăranului Român cu ocazia centenarului. Au fost intervenții cu pensula, obținând diverse structuri prin combinarea materialului sub diverse forme, praf, barbotină, pastă. Membru activ al grupului de inițiativă pentru lansarea și sprijinirea artistică a Galatei, expoziția de suflet a artistei și prima galerie de ceramică contemporană din România, Gherghina Costea a avut numeroase participări la expoziții colective, naționale și internaționale, dar și expoziții personale, lucrări în muzee și colecții.
Vizual la final. Sunt Marius Constantinescu, mă găsiți și pe Facebook și Instagram, iar sâmbătă viitoare la ora 22 ne revedem aici la Verso Cărturești pe TVR3 și TVRplus.ro. Până atunci, priviți în jur! We'll be right back.